Petrecerile de Halloween pot părea inofensive celor care le sărbătoresc și nu au cunoștință de ce se află în ele. De aceea, un fost satanist a mărturisit despre tot ce se ascunde în spate. John Ramirez, care a petrecut 25 de ani în satanism și din fericire a avut o întâlnire radicală cu Isus, care l-a făcut să devină evanghelist la New York, se trezește să avertizeze partea pe care puține cunosc despre păgânism și ocultism, în care sunt implicate petrecerile de Halloween. Evanghelistul care a vorbit profund despre acest subiect a spus că, chiar și fiind în satanism, a văzut cum creștinii nu erau conștienți de acest tip de lucruri, așa că erau într-o stare anemică din punct de vedere spiritual. El știa că creștinii aveau ungerea, autoritatea și puterea de a distruge împărăția Întunericului, dar ei nu știau cum să o folosească. Ei nu au știut să execute. Ei pot câștiga o luptă, dar nu pot cuceri nimic, a spus el. Acesta este un lucru trist la creștini în general, vorbind despre vasele din biserică, despre oameni din biserică, a adăugat el. El a vorbit despre credincioșii care încă sărbătoresc aceste tipuri de petreceri seculare, spunând că doresc o noapte de aventură pentru amuzament. Atunci, a spus el, avem aventuri de o noapte cu diavolul. Ceea ce se întâmplă în ascuns în acea noapte este de-a dreptul teribil. Sataniștii aduc jertfe umane, în special copii, pentru că ei sunt puri. După ritualul în sine, cei care sunt prezenți beau sânge uman și animal, totul pentru a sărbători Halloween-ul. Să sărbătorim Halloween-ul? Ne-am culcat cu diavolul în noapte și intrăm în ritualul sataniștilor, fără să ne dăm seama cât de mult ne înșală diavolul. Povestea lui trece de la mai bine de 20 de ani în ocultism până la eliberare de demoni care l-au chinuit aproape o lună după ce a avut o experiență supranaturală cu Domnul Isus, în care a promis că își va da viața pentru el. Apoi, când a scăpat de tot ceea ce el a făcut în mod tradițional în cadrul satanismului, a venit testul. Când am plecat și am venit la Isus, am fost chinuit timp de 30 de zile la rând. 30 de zile de chin, spunea el. Ziua dormeam, iar noaptea veneau demoni. Spiritualiștii din New York, Miami, Haiti și Cuba și înapoi la New York au folosit vrăjitoria asupra mea, și-a amintit el. Apoi mărturisește că acesta a fost un timp de încercare pe care Dumnezeu l-a îngăduit pentru ca în el să se poată naște credința și să-l poată sluji Domnului după atâta vreme cu vrăjmașul. După 30 de zile a dispărut. El întreba pe Iisus Hristos ce s-a întâmplat. De ce mi s-a întâmplat asta? În cele din urmă, Domnul a răspuns. Am vrut să văd cât de mult ai încredere în mine și cât de mult mă iubești. Nu te va mai atinge niciodată. Într-adevăr, acel demon nu a mai apărut niciodată în viața mea. Demonii n-au mai pus mâna pe mine, pentru că Iisus Hristos este Domnul vieții mele. El este onoarea mea, El este Mântuitorul meu peste viața mea, a mărturisit el. De asemenea, îi îndeamnă pe mulți să se roage pe tot parcursul lunii octombrie, care este considerată cea mai potrivită pentru vrăjitorie și favorită pentru acest tip de activități oculte. Calea de a birui este prin lupta bună a credinței, pentru a fi biruitor în timp ce trăiești viața pe care Dumnezeu a destinat-o fiecăruia.